A doua jumătate a anului 2013 vine cu vești bune pentru sucevenii care se află în suferință. Fondurile alocate pentru derularea programelor naționale de oncologie și diabet au fost suplimentate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu peste 4 milioane de lei. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava anunță că pentru programul de oncologie a fost suplimentată suma cu peste 2.400.000 de lei. Astfel, bugetul alocat până la această dată fiind cu 12% mai mare decât cel alocat pentru întreg anul trecut. Totodată, pentru eliberarea medicamentelor prin programul național de diabet a fost suplimentată suma cu aproximativ 2 milioane de lei. Și aici, bugetul alocat până acum îl depășește pe cel din 2012. Fondurile alocate în acest an pentru eliberarea medicamentelor necesare derulării programelor de oncologie și diabet au fost suplimentate de Casa Națională cu o sumă totală de 4.504.000 lei. Pentru programul de oncologie, pentru medicamentele care se eliberează atât de farmacia Spitalului Județean, cât și de farmaciile în contract cu Casa de Asigurări, a fost suplimentată suma de 2.481.000 de lei, iar cu această suplimentare, bugetul pentru anul 2013 depășește cu 12% bugetul alocat pentru întreg anul 2012. Pentru programul de diabet, pentru eliberarea medicamentelor prin programul de diabet, atât prin spital cât și prin farmacii, a fost suplimentată suma de 2.023.000 lei. Cu aceste fonduri, pacienții vor putea beneficia de tratament pentru o perioadă mai lungă de timp? Da, sau? Bineînțeles. Aceste fonduri sunt alocate suplimentar la fondurile pe care deja le aveam alocate și care nu au fost consumate în totalitate până la această dată. Deci, în funcție de consum, se prelungește eliberarea medicamentelor pentru programul de oncologie și diabet. La nivelul județului, în primul semestru al anului 2013, în evidențele CAS Suceava există 1.595 de persoane beneficiare ale programului de oncologie și mult mai multe persoane, mai exact 14.590, sunt beneficiare ale programului de diabet.